Simburile comerciale, științifice și culturale pe care atlanții le aveau cu multe alte civilizații extraterestre au făcut ca civilizația atlantă să evolueze foarte rapid. Din câte am văzut pe ecranul holografic, culoarea lor aurică era galben, ceea ce nu e de mirare, mai ales că simbolul civilizației lor era soarele, adeseori reprezentat pe îmbrăcămintea lor în zona pieptului. Totuși, după ce au ajuns la un nivel avansat de dezvoltare spirituală și tehnologică, Datorită unui fenomen de micșorare a legăturii cu planul eteric, în civilizația lor s-a petrecut o segregare. O parte a populației a evoluat atinând o frecvență superioară a conștiinței prin menținerea legăturii cu planul eteric, iar o altă parte a rămas rigidă în gândire, având credințe limitate, ce erau împărtășite de unii membri și chiar de unii dintre înțelepției. Am înțeles acest lucru atunci când mi s-a arătat câmpul energetic general ca o sferă, la nivel emoțional și mental, al ultimei perioade a acestei civilizații. Am remarcat că el s-a scindat, astfel încât din galbenul global cel caracteriza ca nuanță subtilă. Au apărut două culori subtile distincte. Una avea o un nuanță albastru deschis, iar cealaltă era roșu portocaliu. Erau două frecvențe diferite, în care cei orientați mai mult spre roșu-portocaliu aparțineau unei pături înalte a societății și oamenilor de știință, iar cei care făceau parte din câmpul subtil al culorii albastru deschis reprezentau pătura înțelepților și categoriei spirituale a societății atlante. Separarea în două categorii oarecum antagonice de gândire și simțire, în rândul populației atlantidei, a devenit în timp din ce în ce mai evidentă. Ca urmare, Mulți dintre cei care făceau parte din categoria albastră au plecat în alte zone ale lumii cu câteva sute de ani înainte de cataclismul final, dând naștere unor alte centre dezvoltate în zone unde legătura cu planul eteric s-a păstrat mai mult timp. Gradat, datorită retragerii părții albastre, în Atlantida au început să predomine cei de nuanță subtilă portocaliu roșiatică, a căror orientare era cu precădere materialistă. Cei cu adevărat înțelepți au părăsit Atlantida din două motive. Mai întâi, separarea de atlanții cu o viziune materialistă era necesară din rațiuni de potrivire sau rezonanța a frecvențelor de vibrație, iar pe de altă parte ei și-au propus să ajute realmente populația de ființe NK să evolueze mai repede, să se dezvolte și să progreseze pentru că au prevăzut sfârșitul ramurii NL, limita resurselor ei de procreare și de progres. Totodată, ei știau de sfârșitul Atlantidei, care nu mai putea fi evitat și doreau să prezerveze imensa cunoaștere pe care o dețineau, trecând-o la populația NK ce avea să rămână singura de pe pământ. Datorită faptului că diferența de evoluție dintre ramura NL și cea mai mare parte a ființelor NK era imensă, înțelepții atlanți și-au dat seama că, dacă nu vor acționa în sensul educării și orientării active și eficiente a ramurii NK, omenirea pur și simplu va rămâne la un nivel primitiv de dezvoltare deoarece singurii ei membrii vor fi ființele NK. Răzvrătiții și decădere Atlantidei În Atlantida, toate ființele umane aparțineau ramurii el sau NL. După un timp, și datorită anumitor influențe subtile nefaste, o parte dintre acele ființe au început să vireze spre acțiuni mai puțin ortodoxe, urmărind interese personale și în special acapararea puterii de conducere și de control a tehnologiilor foarte avansate au început astfel să realizeze încrucișări strani între specii, dar folosind pentru aceasta ființe NK, pentru că ele erau considerate a fi subdezvoltate și, în concepția lor, puteau servi pe post de cobai pentru acele hibridizări strani. Greșeala principală a ființelor Enele care s-au răzvrătit în acest mod, în timpul perioadei Atlante, a fost că ele au ignorat un fapt evident și ele, ca și ființele NK, au evoluat din aceeași structură inițială de ADN. Prin urmare, ființele NK reprezentau chiar lor genetici. Realizând acele încrucișări și experimente genetice foarte stranii, răzvrătiții au rupt și au alterat, de fapt, anumite rezonanțe benefice în ADN-ul lor, deoarece acesta era în mod direct legat de cel al ființelor NK, pe care le considerau inferioare. Așa cum mi s-a arătat, acele au fost acțiuni rele, chiar malefice, care violau legile justiției universale, atât prin intenție cât și prin obiectivele pe care ei doreau să le atingă. Astfel, chiar dacă ramura NL era destul de evoluată, în sânul ei s-a produs totuși o segregare, pentru că o parte a ființelor a evoluat foarte mult, deoarece au rămas în legătură cu grupul de elită NL, iar o altă parte a involuat, deoarece au persistat în acele experimente și în îndeplinirea unor planuri egoiste, coborând foarte mult la nivel individual. Datorită faptului că răzvrătiții erau ființe ce posedau deja mari puteri și o cunoaștere avansată, acțiunile și intențiile lor negative au avut reverberații foarte puternice în întreaga lume. Prin cumulare, s-a ajuns la un șoc teribil pentru civilizația umană, căci frecvența energiilor a scăzut brusc. Jocul de loc inspirat al ființelor renele deviate, cu ființele din ramura ca sau NK, la care s-au adăugat intențiile egoiste de a acapara puterea în folos personal, au dezechilibrat balanța energiilor pe continent și, în final, au provocat distrugerea completă a acestuia. Astfel, în loc să evolueze, o parte din ramura el a creat acea problemă foarte acută pe planetă, care a însemnat o reală subminare a propriului nivel energetic.